A fost odată ca niciodată, așa începe orice poveste de dragoste, dar nu fiecare poveste se încheie cu și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Soții Chișcă din localitatea Cubani, raionul Glodeni, ne demonstrează că există oameni care se iubesc și 65 de ani. În urmă cu 65 de ani și-au jurat dragoste pe viață, până acum au reușit să-și respecte promisiunea. Soții au sărbătorit astăzi, alături de copii și alte rude, acest eveniment important din viața lor. S-au căsătorit și au trecut peste greutăți. Au petrecut clipe pe care nu le vor uita niciodată. Povestea lor de iubire s-a sudat în anii ce au urmat. Buna înțelegere și iubirea în cuplu sunt cele mai importante lucruri de ținut minte, dacă vrei să ai o căsnicie reușită și durabilă. Împreună au crescut 5 copii, dar se laudă și cu 9 nepoți și 9 strănepoți. Azi toți au revenit la casa părintească cu cuvinte frumoase pentru părinții care le-au dat cele mai frumoase lecții de viață. Cu 65 de toamne în urmă, dumnealor au depus la primăria satului Cobani o declarație de căsătorie, în urma căreia și-au unit destinele. Și de atunci, an de an, toamnă de toamnă, timp de 65 de ani, au demonstrat că căsătoria încheiată în ceruri se poate trăi pe pământ, cu dragoste. O dragoste ca a lor, din care au rezultat 5 copii, Viorica, Nicolae, Fiodor, Grigore și Lidia. Și la rândul lor nepoți și strănepoți, după cum cunoaște toată lumea. Prin urmare, ca reprezentant al statului, vă declar cea mai fericită și cea mai împlinită familie din sat. Și dați-mi voie să vă înmânez certificatul jubiliar de căsătorie. Un document important în familia dumneavoastră și un simbol al durabilității și continuității neamului nostru. Vă felicit! În această zi deosebită, la nepoții, venim să vă aducem în dar un buchet de trandafir presărat cu sănătate. Că aceasta este ceea ce vă doriți, cred că, la moment cel mai mult. Sunteți un exemplu pentru noi, nu doar prin faptul că ați avut o căsnicie și aveți o căsnicie trainică, dar și prin faptul că sunteți niște oameni deosebiți, sunteți oameni gospodari, sunteți niște oameni care ați crescut și ați educat 5 copii și la rândul lor le-ați aranjat la casa lor. Vă dorim sănătate, în primul rând. Și o zi fericită în continuare. Și noi o să ne amintim cu drag întotdeauna de această zi deosebită. La mulți ani! Ziua de azi, îți mulțumim prin acest tot. Sănătate, multe, să aveți. Fie sănătate, mă! Vă mulțumim foarte mult din partea noastră. Stați frață, soră, să trăiți mulți ani, ne-ați crescut, ne-ați dat viață și ce? Un sănătate încă înainte, din partea noastră. Din partea noastră. Vă dorim un tort care simbolizează când v-ați căsătorit. 65 de ani. Noi am învățat multe, dar în viața noastră am luat tot ce a fost mai bun. Că așa să lucrurile rele le dăm într-o parte, dar lucru bun să luăm, să-l transmitem și la copiii noștri, și la nepoții noștri. Și noi ne mândrim de părinții noștri că au ajuns la așa o viață și le mulțumim tare mult. Vă cubre un înzuit la bunii care o mai simt pe el. Da, chiar m-am înzuit chiar în pomul de lângă Beci, chiar din uși, și am chicat jos. Prima năzbâție la bunii chiar aici. Ai vrea? Da. Da. A fost mai frumos, altfel a fost, chiar și timpul, chiar și copilăria. Am, cum vă spun, altfel. La eveniment au fost prezenți și administrația publică locală, care au venit cu flori și felicitări. Dați-mi voi, din partea mea personală, administrația publică locală, să vă felicit cu această zi importantă în viața familiei dumneavoastră și nu numai, dar în viața copiilor dumneavoastră, în viața nepoților, strănepoților. Să vă doresc mulți ani înainte, alături de copilași, de nepoți, fiindcă ei se mândresc cu dumneavoastră, dumneavoastră sunteți ca o familie model. Noi trebuie să ne închinăm în fața dumneavoastră, să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și ce faceți în continuare. Întâi dați-mi voie să-i mânesc mirese.
Din partea Consiliului Sătesc, un mic cadou pentru Conumire. Conumire, fiți sănătoșul! Stimată familie Chișca, deci am o deosebită plăcere astăzi să fiu la dumneavoastră, deci în sat, să vă aduc sincere felicitări din partea conducerii raionului și din partea președintelui raionului aveți o diplomă, se acordă familiei Chișca, Andrei și Varvara, locuitori a satului Cobani, raionul Godin, pentru puterea, dragostea, toleranța și respectul reciproc de care au dat dovadă într-o căsătorie model pentru întreaga comunitate și în legătură cu prilejul aniversării a 65 de ani de căsătorie. Președintele raionului Godin, domnul Leucă Ion. Și un buchet de flori mirese, așa să spunem. Da, flori de mireasă! Dumneavoastră, diploma. Se spune că doar celor aleși de Dumnezeu le este dat să ajungă la așa aniversări. Sunteți un exemplu. Sunteți un cuplu demn de urmat. Oficiul Stare Civilă Glodeni, cu deosebită plăcere, vă felicit azi cu sărbătoarea dragostei dumneavoastră de 65 de ani. 65 de ani trăiți împreună la bine și la greu, trecut peste toate. Vă doresc mulți, mulți ani înainte, sănătoși, veseli, plini de entuziasm și fericiți. Vă doresc ca Dumnezeu mereu să vă aibă în pază. Să fiți și mai departe cei mai scumpi părinți și cei mai dulci bunei. Primiți aceste flori, mireasa Varvara, ca simbolul purității, dragostei, acești trandafiri, poftim. Și cum se spune că dragostea e o suferință dulce, îndulciți-o și mai tare cu un tort. Vă rog. Asta stăpânului. Mulți, mulți ani împreună să vă vedem sănătoși alături de noi. După cum ne-au mărturisit ei, viața nu a fost mereu de partea lor, dar au știut să vadă partea plină a paharului. Au știut să râdă cu sufletul atunci când au fost fericiți, să plângă unul pe umărul celuilalt când au fost triști și își amintesc cu zâmbetul pe buze de episoadele fericite din viață. De preț amândoi, trăim pentru ei și până azi. Dar mă eriem beată, dar de bătut nu ne-am bătut, de sădit nu ne-am sădit. Dacă rămâne întreabă, eu mă întreb într-o parte, într-o parte, într-o parte, într-o parte, bătut, foarte bine. Dacă ar fi să le spuneți nepoților cum să trăiască împreună, ce le-ați spune? Așa să vedeți cum trăiți noi. Bine. Să asculte oameni, să te asculte ei mai mari, dacă să le trăiesc și ei. Eu s-o cot că a fost genic, pentru că ne-am înțeles cu dânsă totdeauna, au fost înțeles de bun între noi. Și am ajuns la asta vârstă, am reușit că atunci am încăsătorit și pur, am început să trăim. Cum era și greutăți, a fost și genic, da, și că le-am împlinit pe toate. Și am ajuns în anii ăștia, în vârsta asta, la 65 de ani. E ca azi. Ca azi, s-a trecut 65 de ani de când am făcut adeverința de căsătorie. Nepoții își doresc să aibă parte de o dragoste la fel ca a bunicilor. Pentru a-și aminti de primii fiori ai iubirii, soții Chișcă au dansat și un dans a idumacelui de acum 65 de ani. Cuplul Chișcă spune că nu au visat că vor ajunge la o așa vârstă. Tocmai asta și îi fac fericiți. Mulți ani cu sănătate să vedea Domnul să trăim zile senine și fericire, la mulți ani să trăim.